Suporterii Petrolului pot sta liniștiți. Cei mai buni jucători ai echipei s-au întors la pregătire. Peterson, Pesania și Filipe Teixeira au făcut astăzi primul antrenament împreună cu ceilalți colegi. Ocazie cu care atât brazilianul cât și portughezul au făcut cunoștință cu antrenorul Mircea Rednic. Puriul a stat de vorbă cu Tamuz și Teixeira. Semn că ambii jucători sunt foarte importanți și pentru Rednic, iar acesta vrea să știe că sunt cu gândul doar la Petrolul. Deocamdată așa se va întâmpla, având în vedere că atât ei, dar și cei care mai au oferte, sunt sub contract cu formația ploieșteană. Teixeira a spus că suporterii n-au de ce să fie îngrijorați, deoarece a întârziat din cauza unor probleme personale. Nu știe interesul Craiovei și Stelei pentru el și vrea să se concentreze la ce are de făcut la Petrolul. Cel mai bun portar din Liga 1 a venit relaxat și mai bronzat decât de obicei. I-a fost dor de colegi și vrea ca împreună cu noul antrenor să facă treabă bună în continuare. Atât el, cât și Teixeira și ceilalți sunt preocupați de situația clubului. După antrenamentul fără minge, fotbaliștii, Rednic și conducerea clubului au intrat în ședință pentru a discuta despre problemele financiare. A fost ultima mișcare pe arena Ilioană, urmând ca mâine dimineață lotul să plece în Turcia. În avion va fi și mijlocașul Sony Mustivar, care se întoarce în această seară din vacanță.